Avocații au intrat miercuri în sălile de judecată doar pentru procesele urgente. Cei care nu au avut astfel de urgență au protestat în fața sediilor judecătoriilor și tribunalelor, nemulțumiți din cauza deficiențelor din sistemul de justiție. Dezapărați! Fără avocați! Nu sunt dezapărați! Fără avocați! Nu sunt dezapărați! Nemulțumirile noastre vizează mai multe aspecte. În primul rând, potențialele modificări legislative, care sperăm noi că nu vor trece de Curtea Constituțională. Care sunt acestea? Referitoare la impozitarea veniturilor, referitoare la contribuțiile de asigurări de sociale de sănătate. Diminuarea onorariilor. Am aici o dovadă că un onorariu de avocat a fost fixat la 1 leu. Cine? De către judecătorii de la Focșani. Au considerat că munca unui avocat este 1 leu. Este evident că este o încălcare a demnității oricărei meserii în lumea asta, nu doar a avocaților. Astfel încât, fără îndoială, că trebuie să luăm atitudine și să protestăm împotriva acestor abuzuri. O mare nemulțumire a noastră este această perioadă de regularizare administrativă a dosarelor, care nu reprezintă nimic altceva decât o tergiversare a lor. În loc să fie vorba de celeritate a rezolvării cazului, este vorba exact de o tergiversare pe care iar justițiabilii nu înțeleg, le varsă pe toate în capul nostru al avocaților, că-i banii dau la avocat și semnează delegațiile, nu cu judecătorii, dar finalul este întotdeauna la un magistrat. Avocații susțin că sunt și limitări ale accesului la justiție cauzate de cuantumul nerezonabil al taxelor. Ei spun că toate aceste deficiențe pot fi remediate pe baza unei conlucrări instituționale oneste între toți cei implicați în înfăptuirea actului de justiție.